spuneți-ne, este de fiecare dată aceeași atmosferă emoționantă și pentru dumneavoastră? Evident, pentru orice militar, depunerea jurământului militar este un moment deosebit, pentru că ne aduce oarecum în timp, la momentul la care și noi am fost cadeți și am depus jurământul militar, un moment extrem de important, pentru că este ziua în care, cu adevărat, intrăm în rândul forțelor armate ale României. Sunt mai puțini acum, având în vedere situația tensionată din apele Mării Negre? Nu, avem candidați. Este adevărat că astăzi am avut 75 de studenți care au depus jurământul militar, pentru că ceilalți care sunt cadre militare sau soldați gradați profesioniști au depus jurământul militar și atunci doar cei care au intrat pentru prima dată în rândul forțelor navale române au depus astăzi jurământul militar. Dar nu sunt probleme, avem candidați, sunt doritori care doresc să-și apere țara în cadrul forțelor navale sau în cadrul Armatei României. Ce le-ați transmis, având în vedere situația de acum? Am văzut că le-ați spus că e o situație tensionată. Este adevărat că începând cu primăvara acestui an, contextul geopolitic este unul schimbat, dar studenții noștri care provin în egală măsură din colegii militare naționale, dar și din colegii civile, înțeleg că această poziție a României nu poate fi schimbată și că siguranța de a fi în cadrul forțelor armate poate să le asigure o eventuală pregătire într-o situație de nevoie. Este un job de viitor? Au posibilitatea să intre în pâine direct de pe băncile școlii, nu? Este adevărat. După absolvirea Academiei Navale sau Școlii Militare de Maestri, absolvenții noștri sunt încadrați 100% în cadrul forțelor navale, Ministerul de Interne sau acolo unde sunt repartizați de către Armata României. Toți absolvenții noștri primesc locuri de muncă la finalizarea studiilor. Când pleacă pe mare? Începând cu anul întâi, ei încep primele activități de acomodare la Centrul de Pregătire Marinărească și Sporturi Nautice de la Palazul Mare. În anul 2 de studii iau un voiaj internațional cu nava școală Mircea. În anul 3 execută voiaje cu navele forțelor navale române, iar în anul 4 urmează să încadreze funcții în forțele navale. Ai emoții mari astăzi? Cam așa ceva, da. De ce? E un moment important, nu? Da, este un moment foarte emoționant. De ce ai ales cariera militară? A fost și un obicei tot de întâlnirea mea în familie și am mers pe aceeași cale ca ei și am simțit că asta mă atrage, plus siguranța unei cariere, nu? Da, siguranța unei cariere a viitoare. De unde ești? Sunt deloc din Craiova. Ah, și deci de la Craiova la mare. Da. Bun, și te-ai acomodat deja, se poate spune? Pot spune că da. Am urmat și un colegiu militar și da. Să zicem că a fost trecerea mai ușoară către Academie. Cum te numești? Student Iris Maria Popa. Mai vezi? Momentul de astăzi a fost un complicitor atât pentru noi, studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, cât și ai Școlii Militare de Maestri Amiral Ion Murgescu, dar și pentru părinții noștri, pentru că mulți, chiar mulți dintre noi am venit și cu părinții, dar și cu frații, surorile, rudele. Și a fost un moment înduioșător, deoarece ne-am legat de țară și aș putea spune că oficial sunt permitat de momentul acesta. Ce carieră îți dorești? Ce vrei să faci concret? Eu sunt pe Ministerul Afacerilor Interne și o să activez la Gara de Coastă. Mi-aș dori la Gara de Coastă, aici la Constanța, pentru că am obișnuit cu orașul și chiar mi se pare propice pentru mine. Din ce localitate ai? Sunt din Galați. A, tot de la apă, ca să spun. De la apă. La Dunăre. Da. Mulțumim frumos, am dat-o complet. Student Manolescu David. Mulțumim.